Înregistrare pornită. Așa, da. Bună ziua și bine ne vedem din nou, Măriuca. Așa cum am spus-o de fiecare dată, eu aștept cu nerăbdare întâlnirea noastră. Știi bine, au rămas așa de făcut chestiunile acelea. Nu mai știu, n-am de unde să știu. Era vorba de o mulțime de elemente pe care noi le-am găsit. Poți să-mi spui tu mulțimea respectivă? 30 erau. Dar 30 de numere erau, așa este. Și te rog să-mi spui în ordine, că nu le mai... Tu le-ai scris acolo. Da, le-am. 1320. 1320. 1350. 1350, da. 1380. 380, da. 2310. 2310. 2340. Așa. 2370. 2370. Da. Apoi. 3300. 3300. 3330. 30. 3330. 3360. Da. 3390. Da. 4320. 4320. 4350. Da. 4380. 380, da. 5310. 5310. 5340. Deci da. 5370. Da, 5370. 6300. 6300. Apoi 6330. 6360. 6390. 7350. Da. 350. Și prietenii noștri le au deja în lecția trecută. Și care mai... Hai să vedem. 7350 primul. Mărica, dar și 7320 trebuie să fie. 7320 tot deștept este. Eu nu l-am scris aici. E probabil că omis tu, că îmi dau seama foarte repede că 7 și cu 3 fac 10 și cu 2, 12, deci e bun. Apoi 7350, apoi 7370, nu 70, 80, 80, da? Da, 80. 80. Apoi 8310. 10. 8340. 8370. 9300. 9330. Da, 330. 9360. 9390. 390. Da, eu uite, chiar l-am scris pe toate și le spunem prietenilor noștri că acestea au rămas numerele a căror descompunere trebuia să o descoperim. Și tu că ai spus că ai la 1 sau 2 sau 3 numere la care te-ai oprit, la care ai ajuns și ai ceva de întrebat. Te rog să pui întrebarea în legătură cu care din numele acestea. Noi parcă am făcut data trecută pe 1320 și pe urmă am făcut ceva prin sărit, nu mai știu eu, vreo două. Dar tu spune-mi acum la care ai ceva de întrebat. Da. Primul. La care ai de întrebat. 2370. 2370. Începem studiul. E cam mai departe cu. Eu am zis 237 ori 10. Corect. Ori 10. Egal cu? Egal cu
79 ori 3 ori 2 ori 5. 79 ori 3 ori 2 ori 5. Corect până aici. 3 ori 9, 27. Aici e 37, 21, 23. Bine. Și acum dacă 79 mai acceptă sau nu descompunere. Întrebarea este dacă acesta este prim sau nu. Da. Din tabla mulțirii. La 3? Nu. La 3 nu mai este. Că 70 cu 9 face 16. A avut un 3, 237. Deci la 3 nu, la 5 nu, la 2 nu, la 7 să vedem. La 7 nu, să vede. Nu. Știi bine, luăm numele prime. La 7 nu. La 11 nu. La 11 nu și gata. Până la 11 merge. Exact. Dacă te duci la 11 și faci împărțirea, merge de 7 ori. Și gata, împărțitorul este mai mic, este mai mare decât cât. Sau câtul este mai mic decât împărțitorul, știți? Asta e descompunere. Da, dar eu nu l-am... 79, eu nu l-am scris aici. Între numerele acelea prime nu le-ai scris pe 79, nu? Da, l-am scris. Descris. Când acum mă făceam... Mă întrebam și eu cum de nu l-am scris, am fost așa neatenți. Este număr prim. Dacă tu îl cercetai din tabel, gata. Te oprești până ai prim. Da, foarte bine că nu l-ai văzut. Pentru că am studiat foarte rapid și la 7 nu merge, la 11 depășește și s-a terminat. Și la una care tot când... Dă-mi exemplu, ne luăm de el, nu vorbe. 4320. 4320, e cam mai departe cu vorbește. 432 ori 10. 432 ori 10, da. Egal cu 216 ori 2 ori 5. 216 ori 2. 2 ori 2 ori 5. Ori 2 ori 2 ori 5, da. Și 216 are și un 3 în el. Că 12 cu 1, 30 cu 6, 9. Deci ăsta merge printr-un 3 rapid. Și egal mai departe, continuăm. 72. 3 ori 72. 72 ori 2 ori 5. Ori 2 la a doua, că știm noi de acum. Da. Ori 5. Și cam mai departe cu? 24. 72 este 8 ori 9, ca să merge foarte rapid. Da. Deci egal cu 3. Hai să zicem 3. Ori 8 ori 9. Cum ai spus tu, era bine, dar eu am mers mai rapid să vedem. Bine. Descompuneam mult mai rapidă. 2 la a doua. Da. 5. Și egal mai departe cu 3 ori 8 cât este? 8. 8-ul îl descompunem, că el nu-i prim. Nu-l găsim între numele prime. Da, la rândul 2 ori 4. E 2 ori 4 sau 2 ori 2 ori 2, de 3 ori. Da, sau 2 la 3-a. De acum știm că e 2 la 3-a. E zis bine. Deci 3 ori 2 la 3-a ori 9. În loc de 9, cât să zic? 3 ori 3, adică 3 la 2. Deci 3 ori la 2, ori 2 la 2, ori 5. Și egal în cât se mai poate strânge. Vorbește tu de acum? Doi la câta pot să scriu? 2 la 4-a. A 5-a. Okay. 5-a. Da, 2 la 3-a și cu 2 la 2-a, adunăm exponenții. 3 plus 2. Există proprietatea aceea, nu? A, da, scuze. Ăsta e de 3 ori, ăsta e de 2 ori, va fi de 5 ori scris. Adică e 2 la 5-a. 2 la puterea 5-a ori 3 la câta? Ori
3 la 3. Foarte bine, foarte bine. 3 la 3, că este 1 subînțeles, nu? Când nu-l punem. Da. 3 la 3, ori? Ori 5. Ori 5. Gata, ești. Deci descompunerea numărului de mai înainte, e vorba de 2370, are descompunerea ca un produs de factori, 2, 3 și 5, la diverse puteri. 2 la 5, 3 la 3 și iată, dacă am face calculul înapoi, aș zice că 2 la 5 face 2 ori 5. Cât face 2 la 5? Face, cred că 32, că vine... 8 ori, 2 la 3 face 8 ori 4, 32. Da, e bine. 32. Da. Ori 3 la 3 care face 27. E 3 ori 3 ori 3 de 3 ori. Da. Ori 5. Ori 5. Și dacă facem înmulțirea, cine e curios, 32 ori 27 ori 5 ne dă sigur 2300. Nu 2300. Ne dă sigur 4320. Da? Eu am scris greșit, de-aia nu prea avea logică la mine. Spune-mi unde ai greșit tu ceva din nu ți-a mers. Cred că până aici te-ai dus la 216 ori 2, că mi-ai dictat tu parc. Da. 216 ori 2 ori 2 ori 5. Și acum... După aia... Am scris... Am spus eu că are pe 3, probabil nu ai văzut aici pe 3. 3 ori 72. 72 ori 3 ori 2 ori 5. După aia am scris 24 ori 3 ori 2 ori 5. E bine, și 24 ori 3 fac tot 72. Da, dar după aia am scris, așa am crezut că era corect, 12 ori 2 ori 2 ori 5. Și asta era corect. Da. După aia egal cu 6 ori 2... ori 2, ori 5. Bun, și asta că 12 și 6 ori 2. Și mi-a dat 6 la rândul se scrie ca 2 ori 3. Da. Și ai fi observat când îi numeri pe al de 2, că tu n-ai strâns deloc deocamdată, de al de 2 ar fi fost 5, de al de 3 acolo în cârd ar fi fost 3 ori 3 ori 3 de 3 ori și un 5. Deci ajungi și pe calea asta, cum ai făcut tu. Oh. Da, da, nu prea am crezut că o să fie adevărat, că e un număr așa mic, 2 la 5 ori 3 la 3 ori 5, dar așa de mare. Că 2 la 5 nu e mic, e 32 2 la 5. Că 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 5 ori dă 32. Iar 3 la 3 e 3 ori 3 ori 3, 27. Și ori 5... N-au decât cei care nu cred, să zicem așa. Ți nu se părea că e corect. Cum să faci tu, cum să obții tu 4320? Nu credeai că obții. Am crezut că trebuia un mai mare sau ceva. O descompunere mai lungă, nu? Cu factori mai mulți. Dar depinde dacă factorii ăștia sunt la diverse puteri. Uite cum e 2 la 5. Știi? E o chestie foarte... Dacă te întreb, Măriuca... 2 la a 3-a față de vecinul său, 3 la a 2-a, care crezi tu că e mai mare? Eu zic 2 la 3-a. Cât face 2 la 3-a? Hai să vedem cât face 2 la 3-a. 2 la 3-a... 8. E 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Deci ca aș mai spune că 8 față de vecinul său 3 la 2 cât este? 9. 9. 8 față de 9 care e mai mare? 9. Deci 8 e mai mic. E fantastic. Deci de aici rezultă că 2 la 3 e mai mic decât 3 la 2. Asta e senzațional. 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 2 la 3 e mai mic decât 3 la 2. Deci tu ai ridicat o problemă și eu acum vreau să-ți arăt cum anume șmecheria asta atât de importantă
Iată, așa asta e o inegalitate foarte deșteaptă, că 2 la a 3 totdeauna e mai mic decât 3 la a 2. Totdeauna, că în culise este 8, e mai mic decât 9. Măriuca, de la asta se obțin niște inegalități fantastice. Că putem ridica și în stânga și în dreapta la a o anumită putere și dau niște inegalități spectaculoase. Aceasta este o inegalitate unde noi vedem baze diferite, baze diferite, una are baza 2 și alta baza 3 și exponenți diferiți. Baze diferite și exponenți diferiți, deci baze diferite și exponenți, sunt niște inegalități atât de dificile și așa de frumoase, dar au în culise niște șmecherii și proprietățile toate la putere. Dar la timpul respectiv o să discutăm. Hai să vedem cu cine am ales din discuția asta, de până acolo. Primul de aici ți-a fost clar, singura chestiune a fost că 79 este sau nu prim. De ce tu n-ai putut să finalizezi? Nu știai dacă număr e prim 79, dar ai toate instrumentele la tine. Știi bine ce trebuie să faci. Câte vreme la 2 la 3, 2, 3 nu merge și 5 nu merge, că deja 2, 3 și 5 sunt deja prezenți, 79 încep cu numerele prime. La 7, la 11 și când te-ai dus la 11, stop, nu mai continui. Da. Pentru câtul mai mic decât împărțitorul. Dar aici mi s-a părut fantastic. 4320 are o descompunere destul de frumoasă. În doar 2 și 3, 2, 3 și 5 ca baze, 2, 3 și 5 și exponenții sunt, nu? Deci 2, 3 și 5 nu simplu 2 ori 3 ori 5 și exponenții sunt cei prezenți, pentru că 2 este de 5 ori, 3 este de 3 ori. Și așadar, ți s-a părut că nu e cam ciudat așa, că în descompunerea asta, mare lucru că îi pui tu pe 5 sus acolo și pe 3 dincolo. O fi interesant? Îi, foarte interesant, pentru că numărul în sine e 32 ori 27 ori 5. Și de aici mai determinat să-ți propun să compari pe 2 la a 3 cu 3 la a 2. Și de fapt în culise se ascunde comparația asta formidabilă a lui 8 față de 9. Pe 2 la a 3 face 8 și 3 la a 2 face 9. Deci 8 e totdeauna mai mic decât 9 și asta e o sursă, notează, pune și tu cu roșu acolo pe cățelul tău, vreau să ți-o scrii și spui că e sursă pentru inegalități foarte importante, adică stă la baza multor inegalități pe care le vom discuta. Dacă mai e un alt exercițiu care ți-a ridicat probleme și care, pentru că astea două mi-au plăcut foarte tare și primul am înțeles de ce, la al doilea este o exprimare foarte interesantă, spunem mai departe. Mai, Bruno? Nu. Nu mai ai. Asta înseamnă că... deci pe celelalte le-ai făcut, urmând dacă mai sunt încă de făcut, le vei finaliza pentru că au fost destul de multe aici și tu le vei finaliza cât de repede. Nu vei avea în mod sigur dificultăți pentru că și cu ocazia asta, în urma discuției de aici, ai clarificat niște lucruri concrete. Ce să discutăm? Poți șterge? Le ai pe toate, le șterge. Da. Sau mai vrei să facem un... Ia încă unul la întâmplare dacă vrei tu, că zici că nu mai ai dintre cele care le-ai încercat, le-ai finalizat și nu mai ai ce mă întreba. Mai dăm unul care vrei tu. El pe ultimul, mă rog. Ia-o-ți, pe ultimul să le. Bine. E cererea lui Mimi. Cel mai mare. Deci 9390. Egal cu. Te rog să-l vorbești tu. Stai puțin că mi-a apărut ceva și stai să... O secundă. Da. Da.
Ok, gata. Gata. Deci 9390 egal cu, vorbește. 9390 egal cu 939 ori 10. Egal mai departe cu? Egal 313 ori 3. Așa, 313 ori 3, ori 2, ori 5, da, da, ori 3, pentru că ai împărțit da, la 3 tu aici când ai făcut chestia asta, ori 2, ori 5, și egal cu? Egal cu... E problema lui 313 acum. Începe repede. 7, deci. La 2 nu merge, la 3 nu merge, la 5 nu merge, deci la studiu treci. 313 pentru studiu. Deci, începem. Împărțirea lui 313 la 7. Primul număr prim pe care îl încercam. Ok. 5, deci 7 ori 4. 4 ori 7, 21. 28. 28, eu te-am zis 21. Fii atentă că să nu cât să scriu prostii. Bine, sunt atentă. Egal cu 3. Da, scrie tu, te rog să scrii pe căițel. Te uiți pe căițelul tău și îmi dictezi. Nu, numai pe tabla mea. Bine. Deci 313 împărțit la 7. Ok. 4, 7, 28. 3, coborăm 3. Da. Deja se vede că nu se poate. Cum? 33-ul? Păi, nu poți să împarți exact la 7. Asta e. Deci deja se vede că nu e. Deci dacă ar fi să zicem să împărțim, observăm că ar merge tot de 4 ori, 4, 7, 28, pentru prietenii noștri și rămâne rest aici 8 din 13 cât 5, nimic, e, iată, rămâne rest. Și deci la 13 n-a fost bine, la cât se încercă pe 313 la? Care e numărul prim următorul după 7? Din memoria mea este 11. 11, așa este. 11 merge de... 3 ori, de 2 ori. Da, 22, vorbește tu. 22, 9. E bun restul 9, pentru că e mai mic împărțitorul. Coborăm pe 3. Coborăm pe 3. Deja se vede că nu se poate împărți. Nu se poate, dar dacă vrem să continuăm, de câte ori merge? E 8 ori. 8 ori, da. 88. Da. 5. 5, e clar. Restul e diferit de 0. E clar că... Zicem, de aici rezultă că 313 nu se divide la 11. Așadar, îl încercăm după 11, care e alt număr prim? Uh, 13, da. Scuze. Nu înțelegeam ce ai scris. Așa. De 2 ori. Corect. 26. Da. Hai, cum vorbește? Rest. 26...
6 din 11, 5. 6 din 11, 5. Deci 5, că deja am luat 1 de la 3, deci nimic. Coborăm 3. Patru ori. De patru ori. Hai să vedem dacă e corect de patru ori. Da. 52. Am, da. E bine. Rămâne destul. Restul doar unu. Atât. Diferit de zero. Trebuia să fie zero. Concluzia este că nici despre 313 putem afirma fără discuție că nu se divide nici la 13. Cine ar urma? După 13, oare care ar fi numărul prim următorul? 17. 17, foarte bine. 17. De două ori. Ia să vezi. Poate, nu știu. 2 ori 7. 2 ori 7, 14. 2 ori 1, 2 și 1, 3, depășești. Nope. Deci de 2 ori 17 fac 34. Da. Depășește pe 31. Deci odată. Da, ok. Oh, nu. Hai, 7 din 11. 14. 4 și 1, 14. 3, punem. Okay. Hai să fac o mică înlăptire aici. Cam de câte ori? Să vedem. De 5 ori e cam puțin. E puțin. 5 ori 7, 35, 85. E puțin. Ne ducem la 7 deodată. 7 ori 7, 49, 4, 7, 11, puțin și unul ăsta, 8 ori. Ia să vedem de 8 ori. Deci 17 ori 8. 7 ori 8, 56. Da. 8 ori 1 cu 5, adică 8 plus 5, 13. Da. Și ăsta e cel mai apropiat. Da. Să facem scăderea, să dăm restul. Trebuie să schimbăm indică 17. Dacă nu, mai mergem cu 9 ori. 6 din 13. 6 din 13 este de... 7. Da, ca să ai viteze foarte mari, mă rog. Ca zici așa, 6 din 10 e 4 și cu 3 e 7. Deci din 10. Da? Deci 10, 4, 3 și cu 7. Deci trebuie să meargă repede. 3. Nimic. 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 Deci 6 diferit de 0. E clar că 313. 313 nu se divide la... La cât? Nu se divide la 17. Da. Observăm că cât o să apropia foarte mult de împărțitor. Și nu prea cred că... Exact, e atât de aproape nu la cred, 1, cât în momentul în care ne duci la următorul împărțitor, cât ar fi următorul împărțitor? Prim. După 17. Care ar fi următorul număr prim după 17? După 17. Dar chiar dacă nu merge, mai facem? Păi nu, hai să încercăm. Să vedem care e numărul prim. Să avem răspunsul okay. La numărul prim după 17. 19. 19. Și dacă îl încercăm, de acum îți dai seama, 19 urcat cu două puncte aici, câtul va fi mai mic. Deci putem spune, dacă vom încerca, că în mod sigur 313 nu se divide nici la 19. Și
cât va fi mai mic decât, nu știm cât va fi, dar probabil undeva la 16, să zic așa, și atunci e mai mic decât împărțitorul. Și concluzia este că din tot ce am discutat până acum, din toate aceste informații, că pe 313 l-am încercat și la cine? Și la 7 l-am încercat, dacă te amintești. Nu a fost divizibil nici la 7. Deci am încercat tot ce s-a putut până am ajuns la un împărțitor mai mare decât câtul, sau câtul a devenit mai mic decât împărțitor, și atunci concluzia este din cele toate, uite așa trebuie să facem, acolate din toate acestea, rezultă că 313 număr prim. Este număr prim. Deci iată cât de inspirat a fost Mimi acum în propunerea aceasta, foarte inspirată, pentru că noi am descompus foarte repede 3, 2 și 5. Că știam, numerele acestea au calitatea că se divizi și la 2, și la 5, și la 3. Dar ce urmează, 313, nu știm este ori nu număr prim. Și atunci noi încercăm ca divizori, avem criteriile repede, la 2, la 3 și la 5 nu mai este. Și atunci a fost și situație când se poate întâmpla să fie încă divizibil pe 2, 3 și 5. Sunt și numere de acestea. Dar ce este interesant, că am epuizat 2, 3 și 5 și de acum începe 7, 11, 13, 17, 19. Și am ajuns în momentul acela când am tras concluzia, după testările posibile, că la nici unul din numerele acestea n-a fost divizibil. În concluzie, este număr prim și noi lăsăm așa exprimarea. Deci exprimarea corectă a lui 9390 ca formă de descompunere, ca un produs. De ce produs? Păi produs, ești înmulțire. Un produs de factori, se cheamă ăștia factori, așa se cheamă, nu? Cei care intră acolo în înmulțire, factorii produsului. Ca un produs de factori, numere prime. Nu ai voie să lași pe niciunul. 3 nu, e clar că știi, mă reprim, 2 este, 5 este, deci pe 313 și acela a fost studiat de tine. Deci de ce? Da. Exercițiile sunt foarte frumoase, foarte interesante. Noi am dat drumul la o problemă atât de interesantă încât, iată că lucrăm de câtva timp și ne-am pus problema aceasta dintr-un, tu poți întreba, dar ce tot mă frămâns mai cu problema asta, cu descompunerea asta în factori. De ce îi folosește la ceva? Eu vreau să am așteptat de la tine întrebarea asta. Să fie interesantă descompunerea asta. Ca să devin mai bună la împărțiri, nu? A, tu ai văzut-o ca un egheșițiu la împărțit, nu? Da, la altceva. Oh, nu, e foarte important. E atât de important. Trebuie să-ți arăt. Trebuie să-ți arăt. Uite, vezi? Cum ne-am dus noi repede? Merită să ne batem capul cu așa ceva? Să vezi de ce, Măriuca. Următoarea cărămidă. Ai fi tare de tot, Măriuca. Următoarea cărămidă. Să zicem că în practică, în egheșiții, ai de făcut așa. Uite, să zicem că ai de făcut de aduna fracția 1 pe 2 plus 1 pe 4. Cum poți să faci tu adunarea acestor? Adică o jumătate de măr și cu un sfert de măr. Înmulțesc prima cu 2. Oh, foarte, foarte important. Deci te iei de prima fracție 1 pe 2 și tu ți-amintești că dacă amplifici cu 2 și numărătorul și numitorul, fracția devine 2 pe 4. Da. 2 pe 4. Dar scrie și tu asta, te rog. Deci scrie 1 pe 2 înmulțind cu 2 egal cu 2 pe 4 ca valoare. Tot atât de bine poți să continui. Dacă înmulți-o cu 3, cât ar face? Ar 3 face pe 6. 6. 3 pe 6, sigur că da. Și dacă ai mulți-o cu 4, ar face 4 pe 8. Și așa mai departe.
Și cam mai departe, puncte, puncte. Dar tu te-ai oprit să mulțești numai cu doi. De ce, Măriuca? De ce zici tu să mulțești numai cu doi? Ce? Ce ai avut în minte? Ce obiectiv ai avut? Ce știi tu din culise? Că dacă fracțiile au același numitor, tu ești foarte fericită. Că dacă au același numitor, pui numitorul lor, același comun, și pe urmă faci adunarea dintre adunarea sau scăderea, depinde de ce ai de făcut. Deci în clipa asta, egal mai departe cu 2 pe 4 pentru prietenii noștri, 2 pe 4 după amplificarea, cum ai zis tu, cu 2, deci egal cu 2 pe 4, plus cât ai spus mai departe, plus egal cu plus 1 pe 4. Și acum ce fericită ești tu că ai același numitor și atunci spui numitorul comun 4 și 2 plus 1, da? Și egal cu 3 pe 4. Și cu asta ai terminat fracția. Ai terminat calculul de făcut. Da? Ai terminat calculul de făcut și ești foarte mulțumită. În condiții... Ce legătură are asta cu... Ce treabă au cu ăsta de aici? Da. Vine timpul acum. Uite că eu pregătesc ușor, ușor. Nu sunt foarte agresiv. Deci nu mă duc deodată la ăstea, că n-aș avea terenul pregătit. Știi ce face un profesor care este foarte atent cu un felul în care pune, care mi zice, te ține pe tine așa cum ești tu, ama curioasă, foarte curioasă ce legătură are, și el pregătește cu multă atenție momentul acesta ca să poți înțelege exact de ce facem descompunerea. Uite, am să-ți dau acum o altă adunare de două fracții, să zicem așa. Să adunăm 1 pe, dau 1 pe, că vine mai ușor, 24 plus 1 pe 18. Egal cu. Deci 1 pe 24 plus 1 pe 18. N-au numitorii la fel. Ce să facem aici? Am putea să împărțim. Sau... Merge, nu. Trebuie să căutăm un număr deștept. Care să... Căutăm un număr deștept. Când putem aduna două fracții? Când au același numitor. Știm noi obiectivul. Să fie același numitor. Și acum noi căutăm cu cât să mulțim pe asta. Cu cât să mulțim pe asta, încât să ajungem cu ambele, la un moment dat, la același numitor. Hai să mulțim cu cât vrei tu pe prima. Că n-ai niciun obiectiv. Deocamdată. Dar trebuie cumva să înmulțesc ambele la asta. Trebuie să mulțim pe amândouă și să finalul, după ce mulțim pe 24 cu cineva, pe 18 nu, adică zic dacă cu primul, de exemplu, cu 2 și a doua cu a treia, putem? Putem face, sigur că da. Deci tu simți că pe primul se mulțești cu mai puțin, simți asta, da? Și pe al doilea cu 3. Deci luăm pe 1 pe 24, să muncim la ea. Era mai mult un exemplu. Și luăm și vicina sa. Hai să facem așa. De desubt să iau. 1 pe 24 și tot atât de bine de desubt să iau pe 1 pe 18. Și noi am învățat că dacă mulțim și numărătorul și numitorul la o fracție, rămâne schimbat. Și ai spus aici să mulțim cu 2 și ar face 2 pe cât ar face. 2 pe 48. Da? 2 ori 1, 2, 2 ori 2, 4, 48. E bine? Da. 2 pe 48. Și egal cu, de desubt ai spus să mulțești cu 3. Că fii mai mic, ai bănuit tu că ar trebui să mulțești. Da, acum am făcut și nu era corect. Da. Deci... Mă ajung la acest să iau ca exemplu, dar mai târziu. Până trebuie să pregătesc terenul așa, ai dreptate. Să vadă ce faci. Da. Ce? Da. Și
Acum, Măriuca, ai bănuit tu că cu 3 ar trebui înmulțit. Dar am făcut înmulțirea și noi corect, adică nu dă 24. Cât dă? 3 pe? Face 54. 54. Adică înmulțim cu 3, a urcat foarte repede. Și ăsta a rămas în urmă. Deci n-a fost bine. Dar ideea rămâne interesantă, că oricum ăsta cu mai mult, nu, ăsta cu mai puțin și ăsta cu mai mult. Atunci, hai ăsta cu 3 și ăsta cu cât să ne ducem? Cu 4. Hai să luăm varianta asta, 1 pe 24 și dedesubt vecinul său 1 pe 13 și să mulțim aici cu 3, deci cu, urcăm un pic, 3, și cu ăsta cu 4. Ia să vedem cât ne dă. 3 ori 4, de sub 3 ori 4, 12. 3 ori 4, 12, ținem în minte. 3 ori 2, 6, 1, 7. 72, bun. Aici cât face, ia să vedem. 4 supra. 4 ori 3, 12, 1 în minte. 4 ori 1 și cu 5. Cu 1, 5. Ai 18, mă, eu am scris greșit. 4 ori 8, 32. Că știi 18 a fost. 4 ori 8, 32. 4 ori 1, 4 și cu 3. Cum? O dat exact? Da. Fantastic. Păi asta îmi trebuia. Exact asta îmi trebuia. Am imerit-o. Deci am reușit, Măriuca. Deci am reușit, dar am muncit un pic, hai să recunoaștem. Am muncit un pic. Da, dar tot dar legătura unde este? Am făcut că 24 este mai mare față de 18 și atunci am simțit că pe 18 trebuie mulțit cu mai mult. Bă, legătura este cu examinarea? Deci trebuie o examinare foarte atentă. Și poate reușim să facem, să punem la punct. Este pentru prima dată, Măriuca, când eu predau așa. Ține minte. Este, chiar spun din tot sufletul, pentru prima dată. Niciodată n-am predat așa. Deci este un moment de inspirație total. Că întrebarea ta, la ce facem, munca asta de scriere ca un prost de factori, și gândindu-mă la adunarea două fracții, prin încercările acestea am reușit momentul ăsta, așadar continuăm să terminăm exercițiul și primul să ne punem o întrebare. Deci pe prima, cu cât o amplificăm pe prima? Pe prima. Cu 3, nu? Se observă. Da. Am luat 1 pe 24 și am amplificat cu 3. Și pe a doua cu cât o amplificăm? Păi este făcut, Măriuca. Cu 4. Cu 4, sigur că da. Și atunci lucrăm și vine 3 ori 1, 3, 3 pe 72 plus 4 pe 72. Și egal cu. Și acum, fiind același numitor, ce fericiți suntem, 72 punem numitorul comun, 3 plus 4, 7. Și ăsta este rezultatul. Ai putea tu să spui ceva în legătură cu modul ăsta de lucru? Nu ți se pare primitiv? Nu ți se pare că prin încercări așa muncim foarte greu și nu știu, doar observația asta că ăsta e mai mic și ăla e mai mare și să fie așa și... Dar dacă numele astea sunt destul de mari, ce facem noi dacă ai fost 1 pe 313 sau cât a fost data trecută și alt număr prim, ce face acolo? Este o mare, mare problemă ca să putem ajunge la 72, la acest număr deștept, merită să ne luăm 24 și să scriem descompunerea. 24, hai să vedem. 24 egal cu? Cât ori că se facă 24? Apropo de descompunerea factorii prim. 8 ori 3.
8 ori 3. 8 ori 3. Și egal mai departe cu? Și egal cu 2 ori 4. Da, dar 2, 8 deodată. De acum ne-am obișnuit. Câți de 2 avem acolo la mulțire ca să fac 8? Da. Câți de 2? 3. 3, 2 la 3. Deci zicem repede 2 la 3 ori 3 este 24. Să luăm și pe 18. 18 este egal cu cât? Este egal cu 6 ori 3. 6 ori 3, corect. Și egal mai departe cu? Cu 3, nu, 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 6, 2 ori 3. Încercam să mă gândesc dacă era una să folosesc cu putere, nu, dar nu. Nu, 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 e 2 ori 3, că okay. Ce știm. Da? 2 ori 3 ori 3. 3. Deci adică 2 ori 3 la puterea a doua. 2 ori 3 la puterea a doua. Foarte bine. Deci, Mărica, vezi ce tare e chestia. Și acum am să trag o linie, să-l luăm și pe 72 să-l descompunem. Scrie și pe 72 de desubt. Faci exact așa, Mărica, ce lucrezi. Eu lucrez și tu, nu? Da. Da, 72 egal cu? Egal cu 8 ori 9. 8 ori 9. Și egal cu? 8 este 8 este 2 la puterea 3. Corect. 2 la 3. Ori? Este 2 la 3 sau 2 la puterea 3? 2 la 3 scurt. Dacă vrei să vorbești mai lung, zici 2 la puterea 3. Înțelegi? Mai consum un pic de timp. Dacă pe scurt zici 2 la 3. 2 la 3 și gata. Și 3 la 2. Ori 3 la 2. 2 la 3 ori 3 la 2. Dar pe asta am să scriu cu roșu, Mărica. Că așa e de deșteaptă chestia asta. Așa e de deșteaptă. Deci 2 la 3. 2 la 3, ori 3 la 2. Numărul ăsta este 2 la 3, ori 3 la 2. Acest număr pe care l-am căutat în nebuniți are o descompunere foarte interesantă, tot în 2 și 3 ca factori, tot în 2 și 3, cum au și celelalte. Deocamdată așa s-a observat. Dar ce este de descoperit este că am 2 la 3, adică dintre 2 la 1 și 2 la 3, cei doi care sunt și sus și jos, se vede că este în prezent cel cu exponentul cel mai mare. Iar dintre 3 la 1 și 3 la 2, cel cu exponentul mare, 3 la 2 care e din al doilea număr. Și iată că am să notez pe 2 la 3 cu un roșu, că el este prezent în exprimare aici. Iar 3 la a 2 îl văd prezent în exprimarea ăsteia. Deci, din observațiile acestea făcute cu descompunere, în urma descompunerii, sesizez că acest număr după care eu am umblat înnebunit, el având, l-am găsit prin încercări, la întâmplare și am muncit, dacă eu aș fi avut un pic de minte și aș fi înțeles să descompun pe 24, să văd așa cu cine este egal, 18 cu cine este egal, și știam șmecheria asta,
că numărul acesta pe care îl caut este să văd dintre două puteri, de la unul și de la celălalt, dacă sunt două puteri cu aceeași bază, îl luăm pe cel cu puterea cea mai mare. Dacă, iată, la fel se întâmplă și cu trei. Sunt două puteri, trei și sus, trei și jos, dar îl luăm pe cel mai mare. Aceste două mulțite ne dau numărul deodată. 72. Formidabil. Nu mai muncește așa. Măi, Ioane, mă, fii atent, mă, că ce tare e chestia asta. Dragii mei colegi, pentru profesorii care au de predat asta mâine. Și iată, după ce facem descompunerea și copilul se întreabă, ce facem descompunerea asta? De ce ne omoară cu așa ceva? Ce folosește la ceva? Folosește la descoperirea acestui număr deodată, Măriuca. Deodată, numărul acesta atât de fain, nu mai trebuie prin cel că luăm fracții, dacă sunt mai multe fracții la adunare. Ce te faci acolo? Cum să le iei pe toate trei, să le încerci pe una așa, pe una așa? Ți-ai cumplit. Hai să vezi cu trei fracții ce bătaie de cap avem. O să înțelegi foarte repede de ce e atât de frumos și de interesant în lucrarea noastră șmecheria asta. Ia să vezi acum, Marita. Ia să vezi. Fac de desubt situația următoare. Iau pe astea două și mai pun încă o fracție. Deci dacă suntem puși în situația să adunăm 1 pe 24, da? Deci 1 pe 24, 1 pe 24 plus 1 pe 18 plus 1 pe 10 plus 1 pe 21. 4 fracții. Și eu visez să găsesc un număr deștept, încât înmulțind să fie același numitor pe urmă. Cine să fie ăla? Din numere 24, 18, 10 și 21. Facem descompunere? Gata! Foarte tare! Nu mai pierdem timpul, că ce să facem? Crezi că nu avem nicio șansă. Nicio șansă nu avem. Prin încercările acelea. Avem. Acum că am prins un pic șmecheria, gata, ne descurcăm. Deci 24 egal cu ziua tu că nu am descompunerea, tu ai. Da. 3 ori 8, hai să facem. 3 ori 8. Și egal cu? 3 ori. Sau 8 ori 3, în fine. Sau 8 ori 3, adică 2 la 3, a? Ori? 3. 2 la 3 ori 3. 18 egal cu, vorbește tu? 18 egal cu 6 ori 3. 6 ori 3. Egal cu 2 ori 3 la 2. 2 ori 3 la a doua, sigur că avem, corect. Și acum cu cealaltă numere? 10 de desubt. 10 egal cu 2 ori 5. Corect. Deci egal cu 2 ori 5 și eu pun 2 ori 5, pun chiar de desubt aici egal sub el, ca să le văd frumos. 2 ori 5, da. Okay. Și 21 egal 21. Cu? 3 ori 7. Și egal cu 3 ori 7. Deci egal cu, le pun aici, că aici e important, 3 ori 7. Hai să zic, fiindcă 3 pe poziția a doua, pun 3 aici, 7 ori 3. Pun 7 ori 3, ca să pot privi la 3, să privesc la 2. Să, da? Deci ăsta e motivul. Bine. Și acum, trag linie, să le privesc pe toate. Acum ochiul meu se concentrează aici. Aici este momentul de la egal încoace. Și acum,
4 plus 8 plus 0 plus 1. Nu, nu le adunăm, nu le adunăm. Ci ne uităm. Dintre 2, observ că 2 este la 1-a, la 1-a și la 3-a. Deci ele au pe cel cu puterea mai mare. Așa am făcut data trecută. Ia uite-te acolo pe căițel. Când au fost numai primele două, n-am luat pe 2 la 3-a. A, da. Deci, ai înțeles de ce? Ca să-mi apare ușor la comparație. Deci 2 la 3-a. Cu 3 care e comun, că îl mai văd de mai multe ori pe 3, care e cu exponentul cel mai mare? 3 la 5-a? Nu, nu, nu. 5-ul e de o parte. 3 la 2-a. 3 la 2-a. Da? 3 la 2-a. Deci dintre cei comuni, încă o dată, care e factorul comun? E 2, 2 la 1-a, 2 la 1-a și 2 la 3-a. Dintre cei comuni, îl luăm pe cel cu exponentul cel mai mare. 3 la 1-a, 3 la 2-a și 3. Deci numerele acestea au în descompunere factorul 2 la exponentul cel mai mare, 2 la 3-a. L-am pus. Înmulțit cu. Mă uit iarăși la 3 și îl văd pe 3 la 2-a. Și îi iau și pe cei necomuni. Adică înmulțit în continuare și cu factorii necomuni. Adică, bună oară, 7 nu se mai găsește. E o singură dată. Îl iau că trebuie încorporat și 7-le. Da. Pe urmă, încorporat și 5-ul. Și ori 5. Ăsta este numărul pe care îl căuta. Hai să notez cu roșu. Deci, 2 la 3-a, e de aici. E 2 la 3 de aici. 3 la 2-a, cu roșu îi pui pe cei care i-am luat. 3 la 2-a și ori 7, ori 7 și ori 5. Acesta este numărul care îmi va produce mie o bucurie imensă. Și care îmi face egal mai departe. Acum îl calculez. Și 5-ul nu facem cu roșu? Și 5-ul, sigur că da, și 5-ul cu roșu. Corect, 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 corect. Bine că mi-a atras atât. Și 5-ul, că și el e necomun, deci îl luăm și pe el. Deci, dintre cei comuni... Dar n-am înțeles ce înseamnă necomun. Necomun, adică nu se mai găsește. Că 5-ul nu se mai găsește. Nu se mai găsește. Comun adică este... Adică nu are... E o singură dată. E o singură dată. Nu, faptul că el o singură dată izolat, nu se mai găsește. Ah, ok. Da? Deci nu este în altă parte întâlnit. Nu este în altă parte întâlnit. Izolat. La fel și 7. Deci comuni 2 și 3 sunt, dar dintre cei comuni am luat pe cel exponentul cel mai mare și dintre 2 și dintre 3 și iau și pe cei mulțit în continuare și cu cei necomuni. Și pe 7 și pe 5. Bun. Și acum ca să calculăm cât este valoarea, 2 la 3 cât face? 2 la 3 2 la 3 face 8. 8, foarte bine, 8 ori. Ori 3 la 2 9. 9 ori? 7. Ori 5. Și 7 ori 5, foarte bine. Cât i-a uitat să pe 5. De ce tot uite de 5? Uite așa din neatenție. Că mă, hai că îți răspund acum. Eram atent la, mă gândeam la cum aș face mulțirea asta, ca să fie cât mai rapidă. Pe mine mă interesa să fac operații cât mai rapide. Cum ai face? Da. Cum ți-ar veni la de mână? Pe... Face 8 ori 5. Foarte bine, la asta mă gândeam și eu. De-aia, 8 ori 5, 40 ori? 40 ori 63. 63, da. Și egal mai departe cu.
egal cu 40 înseamnă 4 ori 10, 4 ori 10, ori 63. Nu? Și acum fac înmulțirea 63 ori 4 și până pun 0 la sfârșit. Că ori 10, da, asta înseamnă înmulțirea cu 10. E bine? L-am descompus un pic pe 40 ca să-mi vină ușor la înmulțire. 4 ori 10, 4, așa. Și acum am văzut 63 ori 4. Cât fac 63 ori 4? 4 ori 3, 12. Hai, ca să nu mai facem înmulțire unul sub altul, nu știu ce, nu știu cum. Bine, 4 ori 3, 12, ținem unul în minte. 4 ori 6, sau 6 ori 4, 24 și cu 1, 25. Foarte bine, 25. Și punem 0 la sfârșit. Da. 2520 este numărul acela care îl căutam noi, foarte, foarte interesant. El este atât de deștept încât este în stare, este în stare să se împartă și la 24 exact, și la 18, și la 10, și la 21. Se împarte exact, se divide. Deci notează observații, cea mai tare. Numărul 2520, notează așa, numărul 2520 este foarte deștept. Da? Este foarte deștept. Se împarte exact la se împarte exact la 21 și cum spun eu asta matematic? Voi spune așa, 2520 se divide la 24. Tot el, 2520, vorbește tu, Măriuca, se divide la cine? Care e următorul numitor? La 18. Corect. 2520 se divide sigur, dar sigur și la 10, spun eu. 2520 se divide sigur, dar sigur și la? Și la 21. La toate. Cine nu crede, n-are decât să facă împărțirea. Și cei care nu crede suntem noi. Hai să ne convingem, hai să facem împărțirea asta. 2520 împărțim la 24. Ia să facem asta. 2520 împărțit la 24. 2520 împărțit la, cât am zis, la 24. Împărțit la 24. O dată. Deci luăm două cifre, când împărțitorul are două cifre, merge foarte bine odată, 24. 1. Da. Coboră pe 2. Da. Hai, din păcate nu merge, deci, am coborât și atunci ne ducem urgent cu 0, spune prietenul nostru că aici trebuie să fii foarte atent. Fiecare coborâre se termină cu o cifră aici. Da? Deci fiindcă e 12 și mai mic decât împărțitorul, merge de 0 ori. Și acum coborâm pe cealaltă cifră, 120. Da, acum fac să văd de câte ori ar putea. Cap 2 în... cred că... ia vezi tu de câte ori crezi că merge. Ceva care se termine 4 ori cât se facă cu 0 la sfârșit. 4 ori cât se facă cu 0 la sfârșit. 5 ar fi 90. Ori 4, 20. Îmi place 5 ori 4. Păi da, dar egal cu 90. Deci merge de 5 ori.
5 ori 4, 20, 5 ori 2, 10 cu 2, 12. Excelent! Da! S-a făcut împărțire exact! Ce minunat! Ce minunat! Am zis bine! Deci se divide și să punem aici, am găsit câtul, de câte ori merge? De 105 ori. Și asta înseamnă că amplificăm fracția asta cu 105. Deci o să mulțim exact cât ne-o dat la împărțire, cu asta mulțim prima fracție. Deci, îți dai seama, Măriuca, dacă încercam noi să ghicim, nu terminam nici mâine dimineață. Până ajungi la 105, să vezi că se... No. Ia să vedem la 18 și urmează acum. Hai că și aici trebuie să fie tare. Deci să facem pe 2520, să-l împărțim la... Deci 2520 să împărțim la 18. Ia să vedem. Hai, vor merge de câte ori? De câte ori merge? 18 în 25? 18 în 25 odată. Da. Hai, vorbește. 18. Hai că tu lucrezi și tu îmi dictezi pe caietele lucrând. Da. 7. Așa. Coborâm pe 2. Coborâm pe 2. 4 ori. Tu zici de 4 ori. Sper să văd. E bine? Nu. De ce? 4 ori 32, 2 și 3. Sau... 4 ori 4 și 3, 7. Este excelent. Ai zis foarte bine de 4 ori. M-am gândit la 9 ori 8. 9 ori 8. Dar de 4 ori rămâne. Clar că din 9 ori ducea foarte mult. Când zici 9 ori 1, 9. Și la 90 și ceva. Nu, de 4 ori a fost deșteaptă ideea. Da? 4 ori 8, 32. Și 8 ori 9, 72. Drept. Dar când te duci și termini mulțirea, sare mult peste 72. Așa că... Încât... Zicem că m-am gândit la 9 ori 8 și dacă 9 deja și 9 ori 2, 18... Atunci 18 ori 4 ar trebui să dea 72, că te-ar da 9 ori 8. Da. E limpede că de 4 ori a mers foarte bine și acum coborâm pe 0 pe care îl ducem la... Și într-adevăr s-a făcut împărțirea exact, fără rest, se divide din nou în adevăr și aici o să amplificăm în mod sigur. Că 2720 este 18 ori cât? Și noi când amplificăm cu cât este? 140, parcă, nu? 140 vom ajunge la numitorul acela. Ce urmează acum? La 10 să împărțim. Hai că asta e împărțire care îmi place foarte tare. Cât face 2520 la 10? Mm. 2520 împărțit la 10 se duce la 0. Da. Și face 252. Da? Deci 2500 pentru toți prietenii noștri. 2520 împărțit la 10 este egal cu 252. 252. Deci 252. Și în sfârșit
La 21. Ia să facem și împărțirea asta. Cât ar arăta? Deci 252. 2520 împărțit la 21 egal cu? Vorbește tu. 220 la 21. O dată. Da. De două ori. Deci coborăm 42 de două ori. Da. Merge perfect, nu? 42. Da. Nimic. 0. 0 îl ducem. Și ăsta se divide. E foarte tare. Și acum amplificăm cu 120 aici. Ce devin fracțiile acestea după amplificare, Măriuca? După amplificarea asta, ce devin ele? Prima cât devine? Prima fracție. Când înmulțim cu 105. Bine. 105 parcă am zis noi aici, nu? Da. 105 ori 1. 105 ori 1 face 105. 5, 105. Supra. Supra. Cât face, crezi tu, 105 ori 24? Examen numărul 2520. Când nu am împărțit pe 2520 la 24, e proba inversă. Deci dacă vrei, mulțește pe 105 ca să vezi că am dreptate. Asta fac acum. Deci 24 ori 105. Da? Sigur că da. Era deșteptat. Știi cât de împărțit, egal cu împărțitorul oricâtul, plus restul. Restul e 0. E clar că fac 2520. Plus. A doua fracție, cât devine, te rog? A doua fracție... devine... 140. Așa, 140 ori 140. Supra? Cât? 2520. 2520. Plus. Plus. Hai că e cel mai simplu aici. 252 ori 1, 252, nu? 252 și supra? Tot 2520, nu? 20. Plus? Plus 120. 120, da. Supra? Supra 2520. 2520. Egal mai departe cu, iată că acum ești fericită cât cuprinde, ești foarte, foarte, foarte fericită, pentru că toate fracțiile au același numitor. Au același numitor, Măriuca. Acum ești gata, știi bine cum să te descurci. Rezultatul va fi un singur dat, o fracție, o singură fracție, care va avea un singur numitor. 2520, iar ca numărători, suma numerelor adunate, adică va fi 105 plus 140 plus 252 plus 120. Deci în clipa în care reușești performanța asta, să ai același numitor,
gata, te descurci. Gata, te descurci. Înseamnă că scrie o singură fracție, iar la numărători, astea adunate s-au scăzut. Depinde cum ar fi fost între ele. Dacă ar fi fost una cu minus, și am minus acolo. Și făceam operațiile care se impun. Până aici, Măriuca, ce a fost senzațional? Crezi tu că terminam vreodată exercițiul ăsta ca să fi încercat să luăm pe fiecare fracție în parte până mai mult, gata mai puțin? Când am fi ajuns noi, cu câte inspirații, nici o clipă, ce inspirații? Cum se îți vine minte pe prima cu 105 până acolo și pe altul cu 140, dar făceam una sus, mai jos, și altul 252 și altul 120? Într-adevăr se vede că 10 dintre fracțiile astea, cea mai mică valoare este 10 și atunci are, e nevoie să mulțim cu numărul cel mai mare cu care mulțim. 252. Apoi, după 10, următorul ca ordine este 18 și mulțim unul un pic mai mic, 140, apoi 21 și atunci cu 120 și în sfârșit 24 cu 105. Dar nu puteam. Eu îți mărturisesc, Măriuca, că dacă mi-aș fi cerut cineva să fac prin încercări, să aduc fracțiile astea prin tatunările cele cu care am început noi la început, ții minte, că am zis că la cu 3, cu 4, nu știu ce pe acolo, nu terminam niciodată. Niciodată. Spuneam, dă-mi orice pedeapsă, pedepsește-mă cum vrei tu, dar lasă-mă, că nu pot să ajung acolo. Ce-mi cer tu aici este imposibil. Dar ce șmecherie fantastică, extraordinar, să luăm pe 24, pe fiecare din numere, să le descompunem ca produs de factori, asta e nemaipomenit. Și tehnica asta de a lua dintre cei comuni, pe cel cu puterea mai mare, și toți cei care sunt necomuni, adică care nu se mai întâlnesc să-i luăm pe toți, este spectacolul zilei. Spectacolul zilei. El ne duce la un număr acela căutat, care va fi numitorul comun, pentru că el e deștept și se împarte exact și la 24, și la 18, și la 10, și la 21, încât amplificând cu câtul împărților, cum ne-a dat nouă 105, 140, 252 și 120, vom fi fericiți și vom reuși. Numai așa avea soluția problema avea soluții. Deci, Măriuca, nu degeaba faci descompunerile. Acum am înțeles. De ce trebuie să învățăm întâi să învățăm ce? Ce sunt numele prime? Era important. Să învățăm descompunerile? Important. Pentru că în momentul în care ne lovim de niște numere care sunt numitori și vrem să aflăm acel număr, trebuie să știm descompunerea asta. Fără ea nu putem, pentru că nu știm cum să alegem numărul acela. Că prin încercări nu merge niciodată. Asta e matematica. De-aia e frumoasă matematica. Nici o cărămidă nu se pune la întâmplare, ci fiecare la locul ei, la timpul ei, totul bine precizat, corect. Acum ești atât de fericită pentru că tu ai înțeles de ce facem descompunerile acelea. Că părea o chestie așa curvoată. Te pune cineva la treabă să faci treaba asta. Ce rost are? Numai pentru simplu antrenament? Nu. Pentru că există un obiectiv mult mai mare. Exact ca atunci când urcăm pe un munte, Măriuca, și ne înarmăm cu tot felul de ustensile, tu ai văzut un alpinist câte chestii are după el ca să poată, nu? Cu ciocanul, pune fiecare scoabă acolo, fiecare poziție ca să poată pune piciorul și... Așa și noi aici. Deci ne înarmăm cu tot felul de lucruri, cu multă voință, cu multă voință și cu interesul și cu bucuria. Ne stăpânește bucuria aceea când am ajuns pe vârful muntelor și am înfipt steagul, victorie, am reușit. Asta este marea performanță. Eu rămân fascinat de chestia asta. Spune să nu vei găsi, să mă mărturisesc cu toată convingerea, că niciun manual, niciun profesor, nimeni nu va preda așa. Știi cum predau?
Dar de ce nu predau așa? Știi, fiindcă mă întrebi, eu am să-ți răspund acum. Un pic cu emoții spun asta. Și după asta emoții... să facă și Mihai cu tine. Deci cu emoții spun, pentru că așa este o formă de inspirație care vine dintr-o altă parte. Nu știu dacă tu ai de la religie, înțeles că există, cum sunt undele astea care se duc peste tot, există Duhul Sfânt. Duhul Sfânt pe mine, așa s-a întâmplat să fie, mă inspiră. Vezi, tu ai venit cu o întrebare și eu am fost inspirat imediat de întrebarea ta. Și mi-am spus, ce să fac acolo? Cum să-i răspund Măriuca? Că ea are în minte ideea că face această muncă fără să simtă finalizarea. Nu toți profesorii înțeleg asta. Că Duhul Sfânt te inspiră și cei care cred în asta, care cred, care nu cred, nu știu să apeleze la asta. Deci, la religie, cred că ai auzit de Duhul. Duhul nu poate fi pipăit. Duhul Sfânt nu poate fi pipăit așa cum nu poate fi... La religie n-am auzit niciodată el spunând ceva de Duhul Sfânt sau de... Nu ți-o spune niciodată? Dar de Dumnezeu ți-o spune. Nu, că nu știe nimica, domnul meu, de religie. Nimica, nu m-a învățat nimica. Ai, lasă-mă, Mariuca, mă. Cum se poate, mă? Zic cu mie de povești și niciuna nu m-a învățat nimic. Bine, aveam unul vechi în clasa pregătitoare. Ăla m-a învățat câteva chestii. Asta punea fi. Și ce făceai tu la religie? Hai că e curios. Nu întâmplător, tu n-ai nimic frumos de la religie, nu? Comunicat. Deci Dumnezeu, despre care tu ai auzit, că doar nu, când ne stăm la masă, zicem Tatăl nostru, nu? Zicem așa. Deci Dumnezeu este în trei variante surprins. Este în varianta Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Asta este. Iar așa, Sfânta Trăime, excepțional, excepțional mi-a arătat. Ce ne-a zis domnul nostru profesor? Ce înseamnă asta? Așa, Sfânta Trăime, cele trei. Ce a zis? El nu a zis că înseamnă, ce ai zis tu, a zis că înseamnă că ăsta e Fecioara Maria, Dumnezeu și Iisus și ăsta e Adam și Eva care se închină. Ai, Doamne! Ai, Doamne! Mă, Mariuca! Bine că nu ți-am mai spus și alte trei, măi. Asta a zis el, nu eu. Doamne, Marica, Doamne, nu știu, nu pot să cred. Nu pot să cred. Deci... O altă dată, când am ajuns, el tot timpul a zis că tot timpul să avem o cruce sau o brățară și am adus odată o cruce de lemn cu brățară roșie, da? Da. Și eu am zis că... Se uită dacă am luat ceva. Dacă n-am luat, atunci nu ne pune FB în catalog. Nu ne pune nimic. Dacă am luat, FB. Așa luai notă. Așa. Așa. Și eu cu brățara roșie s-a uitat și a zis brățara roșie cu cruce de lemn înseamnă diavol. Ai, nu. Nu. Deci am ajuns până aici când m-a întrebat de ce profesorii ceilalți nu predau în felul ăsta. Și am spus aici, am spus că din nou la întrebarea ta am răspuns cu toată sinceritatea și cu un pic de emoții. Pentru că despre chestia asta mai puțin poți să vorbești, că nu pot să dovedesc eu lucrul acesta concret, că n-am argumente. Așadar, Măriuca, cred că am avut șansa să discutăm niște lucruri spectaculoase, senzaționale, care să rămână pentru toată viața în mintea ta. De ce facem descompunerea asta? Cât de importantă este? La cine folosește? Noi o să mai reluăm, o să mai punctăm, dar aici ai înțeles că puteam să încercăm noi până mâine dimineață și nu puteam. Nu puteam să terminăm exercițiul. Așa încât, Măriuca, eu mă bucur foarte mult. Rămâne ca tu să termini exercițiul ăsta, să termini adunarea de acolo. Și poate și să...
și să face celelalte descompuneri. Că acum, la ce ai acolo ca descompuneri, ți este limpede că merită să te ocupi de toate numele cele, să vezi descompunerea lor. Da? Mă bucur mult că ai foarte motivație. Bine, înțeles foarte bine. Cum? Să Mihai să facă cu tine. Vrea? Da. Oh, ce bucurie! Da, asta e sărbătoare. Pe adevărat sărbătoare. Abia aștept. Păi când e gata el, peste vreo 10 minute să mai ia Bubu ceva în gură. Da, oricând. Poate oricând, sigur că da, peste vreo 10 minute așa, Măriuca, îmi scrii tu când e gata el sau eu îți scriu. Dar e gata și acum. Acum hai să-l lăsăm pe Bubu. A vorbit. E atât de mare bucuria mea pentru că am făcut lecția într-o formă, da, într-o formă care n-am făcut-o niciodată. Niciodată, mă mărturisesc asta că n-am făcut-o, că nu m-a dus capul să fac așa. Gata. Așadar, Măriuca, cu bucuria asta în suflet, ne ducem și... Da, o să vină și Mihai și probabil când ai să poți tu, dacă mai poți mâine, bine, dacă nu, nu. Sâmbătă, dacă nu poți nu sau pot, dacă poți. Că trebuie să mă duc. Atunci luni rămânem. Dacă tu sâmbătă... Stai un pic, că spun, vorbește ea. Vorbește, Marica, poftim. Pentru că o să trebuie să mă duc de dimineață, pentru că și mami o să... Și la mami să se uite puțin și va dura și după aia eu. Da. Bine, Măriuca. Rămâne atunci probabil pe luni, după amiază la aceeași oră, la ora 4, da. Nu? Bine. Da. Weekend frumos, cu sănătate și l-așteptăm pe Mihai. Peste vreo 10 minute scriu eu când să sunați. Bine? Bine. Bucuria asta în suflet, că azi am făcut niște o lecție din nou foarte frumoasă. Da. Da. Pa. Pa, pa.